Salutare, oameni buni! Sunteți pe canalul La Pescuit cu Alex și astăzi vă voi arăta cum să faceți montura cu rig. Avem nevoie tot așa de un fir, de un con anti-tangle, de cârlig. La rig și la popapuri folosesc doar cârlige Curve Shank, de un șurubel pentru rig. Nu știu exact cum se numește, îl găsiți peste tot în magazine. Și două cauciucuri speciale pentru rig, pe care la fel le găsiți în orice magazin. De început avem nevoie de fir și de cârlig. Luăm cârligul, introducem firul de jos în sus, lăsăm aici puțin fir, ținem de fir și facem nodul fără nod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trecem capătul lung prin ochet din spate în față, strângem, tăiem surplusul de fir acesta sau îl ardem, depinde de fiecare, eu îl voi arde. Cam așa arată. Și acum vom face o buclă dublă. Am uitat să precizez, montura cu rig mereu o fac mai scurtă. Mie îmi dă un randament mai bun. Acum facem o buclă dublă. Strângem. Așa, și tăiem surplusul de fir. Acum introducem conul anti-tangle pe croșetă și după pe montură. Cam așa. Acum introducem un opritor. Este destul de mic și îl introduci mai greu. Cam așa. Acum introducem rigul. Așa. Și acum introducem din nou opritorul. Cam așa. Acum luăm
pop-up-ul dorit. Cazul meu îl voi lua pe acesta. Și îl vom introduce în rig. Apăsăm puțin și după rotim. Se înșurubează foarte ușor. Și cam așa arată și rigul nostru. Aici se reglează, depinde cum doriți să stea, mai sus, mai jos, mai așa. Haideți să vă arăt cum se vede și în apă. Cam așa se vede și în apă. Eu zic că se echilibrează foarte bine. Ia uitați. Cam așa stă. Dacă doriți să stea mai pe substrat, puteți lua niște plumbi mici, cam așa arată. Strângem plumbul pe fir. Așa. Luăm vasul cu apă din nou. Băgăm în apă și cam așa va sta. E după preferința fiecăruia. Cam așa arată. Puteți da opritorii mai în spate să stea, de exemplu, așa. Este în funcție de fiecare cum dorește. Cam așa arată. Dacă v-a ajutat și v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share. Cu voi a fost La Pescuit cu Alex și noi sigur ne vom revedea data viitoare. Pa!